Sănătatea femeii este un pilon crucial pentru prosperitatea societății, însă, din păcate, România are cea mai ridicată mortalitate prematură prin cancer de sân și cancer cervical din Europa. Astăzi, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, s-a desfășurat dezbaterea regională a proiectului Inițiativa pentru Sănătatea Femeii, proiect ce își propune să aducă pe agenda publică tema sănătății femeii într-un context mai amplu și, la final, să contribuie cu propuneri concrete și soluții în această direcție. La dezbaterea regională de la Deva au participat reprezentanții ai comunității medicale, a experților în politici publice pe zona de sănătate și asociații de pacienți, pe principiul că orice entitate, fie că este vorba despre persoane individuale, companii, organizații neguvernamentale sau instituții guvernamentale, are capacitatea de a aduce îmbunătățiri în situația actuală. Inițiativa pentru Sănătatea Femeii este, în primul rând, o platformă de dezbatere. Este un proiect prin care încercăm să adunăm cât mai multe idei și soluții de politici publice pe care să le propunem decidenților pentru ca acestea să fie implementate. Pentru fiecare femeie, acest lucru se va traduce în soluții de îmbunătățire a stării de sănătate. Punctual, sigur că putem discuta mai mult, dar ideea de bază aceasta este căutăm soluții pentru îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor. Programele de depistare precoce, educația despre sănătate și sprijinul femeii diagnosticate sunt esențiale pentru a îmbunătăți această situație și pentru a reduce impactul cancerului asupra vieții femeilor din România. S-a discutat de cancerul mamar. Din păcate, România aici se află printre primele locuri în Uniunea Europeană cu o incidență foarte mare și ceea ce duce la o stare nu de bine pentru familie, pentru cei din jur și, din păcate, încă numărul deceselor este foarte mare în România. De aceea, prevenția, tot ce putem face pentru a stopa o astfel de boală, de la alimentație sănătoasă, de la igienă, de la reguli de sănătate, este foarte important, inclusiv pentru zona de mame minore. Șocul asupra femeii diagnosticate cu cancer este asemuit cu intensitatea unui cutremur de gradul 8, din cauza căruia se năruie tot. La trauma psihică se adaugă și faptul că 49% din investigații și tratament complementar nu sunt acoperite de asigurarea de sănătate. Sunt și navigator de pacienți oncologici și de peste 10 ani de zile ajut persoanele diagnosticate cu cancer să navigheze prin sistemul medical din România și îmi dau seama cât de devastator este impactul unui astfel de diagnostic. Nu am încercat să vă sperie, am încercat doar să vă explic că o conduită preventivă ar aduce mult mai multe beneficii pentru că 40% dintre cancere sunt prevenibile dacă abordăm o atitudine sănătoasă privire la viață și anume să nu fumăm, să nu consumăm alcool, să nu ne expunem la soare, să nu fim sedentari. Și deja vorbim despre reducerea incidenței cancerelor cu 40%, 13,5% dintre cancere sunt declanșate de infecția cu virusul HPV. Automat, o vaccinare împotriva acestui virus ajută foarte mult și atunci cumva limităm efectele acestui cutremur. După dezbateri locale, în ultima etapă a proiectului, se vor comunica decidenților politici soluțiile identificate, obiectivul proiectului fiind acela de a promova politici publice de suport pentru sănătatea femeii.